Spuneam că sunt câteva elemente noi în acest caz. Alina Bica, fostă șefă la DICOT, arestată, sigur, e vorba de dosarul retrocedărilor, despre sumele acelea fabuloase, sigur, date de despăgubire, despre toată rețeaua de acolo. Jurnalul Național scrie în felul următor. Mafia imobiliară ajunge la vârful Comisiei Europene. Ambasadorul Dino Sinigalia primește 1,5 milioane euro de la domnul Stelu și cetățenia română de la Alina Bica. Despre ce este vorba? Domnul Sinigalia este cel care a vândut drepturile și le-a cumpărat domnul Stelu acela, care a luat despăgubirea aceea fabuloasă. El le-a vândut, domnul Sinigalia, pentru 1,5 milioane, iar Stelu încasa zeci de milioane, dacă vă aduceți aminte. Ei bine, în momentul în care te uiți și vezi cine este domnul Sinigalia, afli că este omul care ar fi deschis poarta pentru a îmbogăți din bani publici întreaga rețea de tip mafiot coordonată de Gheorghe Stelian. Sinigalia n-a fost străin de ceea ce se întâmplă în România. Primul contact cu reprezentanții guvernului de la București a acestui domn Sinigalia a avut loc imediat după Revoluție, în 1990, la sediul Comisiei Europene. Avocata lui Sinigalia a declarat că la una dintre întâlniri, Dino s-a dus la reprezentanții guvernului, cărora le-a spus că el cunoaște limba română și înțelege integral conversațiile delegației noastre. O să vedeți ce funcție a avut la Comisia Europeană, dar mult mai interesant mi se pare această schemă din Jurnalul Național. Pe lângă legăturile deja comentate de noi, și anume Alina Bica cu doamna Udrea și cu prietenia cu doamna Udrea, cu domnul Gheorghe Stelian, în care este în dosar, cu retrocedările, cu, desigur, domnul Dorin Cocoș, fostul soț al domnului, doamnei Udrea, care primea și el o parte din banii de aici. Apare domnul Sinigalia, care ce-a făcut domnul Sinigalia? A vândut drepturile pe care le avea. Dar culmea, să vedeți, domnul Sinigalia primește cetățenie română în 2009, sub semnătura doamnei Alina Bica, ministru al justiției, care lucra, pardon, la Ministerul Justiției în acea perioadă. Deci iată ce coincidență. Personajele astea se regăsesc și în alte scheme și ocazii. Poate ne explicați dumneavoastră, domnule Dan Constantin. Nu pare a fi ilegal să primești cetățenia română, evident. Nu pare a fi ilegal să-ți vinzi drepturile litigioase, asta e clar. Dar nu e mult prea suspectă încrengătura asta că se întâlnesc aceiași oameni în tot soiul de ipostaze în jurul acestor afaceri? Am făcut o investigație jurnalistică plecând de la un lucru aparent absolut banal. Informația publică a fost că domnul Stelian a cumpărat drepturi litigioase de la un anume Dino Sinigalia. Și nimeni nu a vrut să vadă cine e Sinigalia, ce-i cu el. Și informațiile au fost destul de complicate de găsit. Sursele publice nu dădeau nimic despre Sinigalia. Am găsit că este un ambasador și foarte greu am reușit să vorbim cu avocata domnului Dino Sinigalia, care avea procese de retrocedări în România. Și așa am aflat că ambasadorul Dino Sinigalia, care a venit în România pe valul de mare interes al Uniunii Europene sub umbrela Pactului de Stabilitate Sud-Est European, și care a condus proiecte de infrastructură. Nu era și domnul Bodohomba? Și domnul Bodohomba, care și dânsul a făcut afaceri mănoase în România, în nume propriu și în numele companiei pe care a reprezentat-o și o reprezintă acum. Deci domnul Sinigalia și-a împletit interesul instituțional de reprezentant în Pactul de Stabilitate și apoi de ambasador al Comisiei Europene într-o serie de state, în Eritrea, în Cuba, în Republica Dominicană, și ca și consultant al Comisiei Europene pentru probleme de infrastructură. Deci a împletit aceste interese cu interesul pentru averea sau, mă rog, recuperarea unei averi pe care susține că a avut-o în România. Și l-am găsit într-o serie de procese. Nu e singura chestiune aceasta aflată în discuție, nu? Inclusiv aici figurează că domnul Sinigalia a fost parte în procese de retrocedare în averea asta imobiliară de la Plumbuita.
Și amănuntul care mi se pare, sau ni s-a părut mie și colegului Petru Zoltan, cu care am realizat această investigație jurnalistică, a fost că în 2009, în timp ce se afla cu procesele în diverse faze și și-a negociat vânzarea drepturilor litigioase către domnul Gheorghe Stelian, către Gheorghe Stelian, el a făcut și o cerere de cetățenie română. El a fost plecat, părinții au plecat din România după război, a făcut școală în Germania și, mă rog, a urcat în ierarhia birocrației de la Bruxelles și Strasburg. Dar aceeași Alina Bica, în momentul în care era adjunctul ministrului Justiției, secretar de stat la Justiție, cu o mână a semnat cererea de cetățenie și analiza pe de altă parte dosarul drepturilor litigioase vândute lui Stelian, în care i-a dat-o lui Stelian cu o avere ilicită considerată de procurorii DNA de 62 de milioane de euro. Deci, practic, aici doamna Bica, cea care a avut un rol, dovadă și starea domniei sale de arestată preventiv, un rol în acea despăgubire uriașă pe care o încasează domnul Gheorghe Stelian, care cumpără de la domnul Dino Sinigalia drepturile litigioase, e bine, doamna Bica este și cea care semnează decretul prin care, nu-i așa, domnul Sinigalia își capătă cetățenia română în 2009. Cum vi se pare, domnule Șerbănescu, toată țesătura asta de personaje și fapte și... Domnul Sinigalia e un pion. Pion? Da, al acestei afaceri. Doar atât? Da. Păi, vreți să spuneți că a dirijat el tot? Nu, mie mi se pare ciudat. Nu atât. Că nu e ilegal să-ți vinzi drepturile litigioase. Mi se pare ciudat felul în care aceste personaje se întâlnesc în diverse ipostaze, în România, în jurul diverselor afaceri, în jurul diverselor evenimente. Aceleași personaje. Câți Sinigalia ori fi? Mama mea. Dar eu cred că ați greșit desenul. Sunt ambasadori. Pe cuvânt, eu cred că ați greșit desenul. În centrul acestui păijeniș, puneți-l pe Gheorghe Stelian. Pentru că Alina Bica... Nu, în centru. De acolo pleacă ramificațiile. Uitați-l acolo, e în centru. Uitați-vă, Alina Bica este... Nu, ea e colateral. Așa. Deci de acolo pleacă blocul aici? Legăturile către instituțiile statului. Pentru că astea, toate informațiile astea n-ar fi excluse să vină și pe fel și fel de frății. Să nu ne trezim că mai știu eu ce maltez sau alte... Da, știți ce e foarte urât? Și doar o singură afacere. O singură afacere. Stelian. Și cred că nu Stelian e. O singură afacere. Și iată câta mai tevatura în jurul ei. Dar câte de-astea cu drepturi litigioase ori fi pe tot cuprinsul României? Că asta e doar un singur caz ce vedem aici. Ca să înțelegem, dacă toate ar avea în jurul lor astfel de încrengături, unde am ajunge? Ar mai face cineva vreodată? N-au avut ăștia atâtea românii pe cât ar fi vrut să palmeze. Domnul Duitescu, eu nu am mai pe domnul Becali la televizor, dar am văzut de curând la televiziune niște declarații cu nume pe nume, acuzații precise de făcute de Becali, în care el spunea cât i s-a cerut, de către cine, ce și cum. M-am uitat la dată când s-a făcut înregistrarea în 2012 și am realizat că în vara lui 2012 domnul Becali era europarlamentar. Am și eu o întrebare. Un organ, o instituție s-a autosesizat la autodenunțul și declarația unui europarlamentar? A ajuns la pușcării omul, ce mai vrei? Da, pe s-au sesizat exact ca să-l facă să tacă. Dar pe Alina Bica cine a pus-o acolo? Asta este uimitor. Am întrebat de ce... Deși de la guvern a pornit sesizarea în iulie 2012 cu povestea aceea de la retrocedări, de ce nu s-a întâmplat absolut nimic astfel încât doamna Bica a reușit să ajungă și șefă DICOT cu tinichelele astea de coadă? Pentru că cel mai grav este când ai un vârf sau ai în toată schema asta oameni care ar trebui să oprească lucrurile prin funcția pe care o au. Un procuror asta trebuie să facă, să oprească lucrurile aflate în desfășurare, lucruri de acest gen. Păi dacă șeful procurorilor, și mă refer la șefa DICOT, era chiar implicat în treaba asta, cum Dumnezeului să mai oprește astfel de povești?
Domnul Dumitrescu, pe de o parte este aspectul ăsta al Alinei Bica, care ar fi trebuit să oprească infracționalitatea și crima organizată. De altă parte, îl avem pe domnul Dino Sinigalia, reprezentantul unei instituții. Da, Comisia trebuie Europeană. Să fim corecți aici. Deocamdată dânsul nu poate fi acuzat de nimic. Nu. Că nu poți să-l acuzi că a vândut, el poate oricând să spună, bine, am vândut ieftin, uite cât au luat aia. Eu sunt păcălit în chestia asta. Dar e foarte interesant că primește cetățenie română chiar cu semnătura doamnei Bica, ca să spun așa. Sigur că aici un punct de vedere al reprezentanților Comisiei Europene de la București este absolut normal. Noi am vorbit doar cu avocata domnului Sinigalia, care ne-a dat foarte multe detalii. Domnul Sinigalia a fost imposibil să-l contactăm, l-am căutat. Ce este foarte interesant? Nimeni din persoanele care ar fi trebuit să-l cunoască... Nu-l cunosc. Nu-l cunosc. Deci, cei care au fost parte în proces sau au fost adversarii, hai să spunem, în aceste recuperări. N-a compărut în instanță. N-a apărut, e ca o fantomă. Am vorbit cu domnul ambasador Simirian. Simirian, care a fost domnul Sinigalia figura și în misiune în Cuba la un moment dat. Exact. Domnul Simirian nu l-a cunoscut și atunci nu și l-a dus și aminte. La Comisia Europeană am vorbit cu 3 europarlamentari să încerce să ne facă o legătură cu domnul Sinigalia. Nimeni nu a putut să ne dea un răspuns. El figurează așa că ar fi lucrat consilier din partea Comisiei Europene în Senegal, în Madagascar, în Niger, în Etiopia. Ce destinații interesante are și domnul la Moscova consilier. A fost și la Moscova, da. Asia Centrală, problemă de transporturi, infrastructură, energie. Asia Centrală, Caucaz, Europa Centrală. Dar unde scrie destinații asta, interesante. Unde scrie? Păi, cei care au făcut ancheta au aflat de traseul domnului Sinigalia. Astea sunt surse publice. Adică unde? Unde? Sursa publică. La Comisia Europeană. La Comisia Europeană, proiectele unde s-a găsit domnul Sinigalia. N-ați spus că la Comisia Europeană nu-l cunoaște nimeni. Astea sunt și atunci, informații de unde publice. Știu ei că a fost în Senegal. Am înțeles în debată, domnul Șerbănescu.